O epidemie de rujeol a fost oficial declarată în România, semnalând o creștere alarmantă a numărului de cazuri. În acest context, Ministerul Sănătății a luat măsuri imediate pentru a limita răspândirea bolii și pentru a proteja populația punând accent pe vaccinarea copiilor și recuperarea vaccinării celor neimunizați. Ministerul Sănătății, în urma unui număr crescând de cazuri de rujeolă, a emis oficial declarația de epidemie de rujeolă la nivel național. Acesta indică o urgență în gestionarea și controlul bolii pentru a evita o răspândire mai largă și pentru a proteja categoriile vulnerabile ale populației. Pentru a face față epidemiei au fost stabilite mai multe măsuri de urgență. Copiii cu vârstă între 9 și 11 luni vor primi o doză suplimentară de vaccin ror denumită doza 0. Aceasta nu va fi contabilizată în schema normală de vaccinare, având ca scop protejarea celor mai vulnerabili. Copiii cu vârste cumprinse între 1 și 4 ani care nu au fost vaccinați conform programului național vor beneficia de recuperarea vaccinării. De asemenea, se va urmări recuperarea vaccinării pentru copiii cu vârste între 5 și 14 ani, care nu au primit ambele doze de vaccin ROR. Părinții joacă un rol crucial în combaterea epidemiei. Este esențial ca aceștia să coopereze cu medicii de familie pentru a asigura vaccinarea copiilor. Medicii de familie vor identifica copiii care necesită vaccinare, informând părinții cu privire la importanța imunizării și urgența acestui proces. Înregistrarea vaccinurilor în Registrul Electronic Național de Vaccinări și raportarea oricăror reacții adverse sunt etape critice pentru monitorizarea și gestionarea eficientă a campaniei de vaccinare. Pentru cei care au trecut deja prin rujeole și nu au fost vaccinați, Ministerul Sănătății recomandă administrarea unei doze suplimentare de vaccin ROR pentru a oferi protecție împotriva Rubeole și oreonului, la aproximativ o lună după vindecare. Epidemia de rugeolă solicită o acțiune promptă și cooperarea tuturor părților implicate pentru a proteja sănătatea publică și pentru a stopa răspândirea bolii. Este esențial ca populația să răspundă pozitiv la apelul de vaccinare și să implice activ în această luptă împotriva epidemiei, relatează Click .ro.